Fetele mai mari ale lui Sergei iubeau să se uite la serialul Părinți de Fete. Bărbatul credea că singurul lucru comun cu personajul principal era numele și numărul de copii. Până când, într-o zi, soția lui l-a părăsit. Nu, nu a fugit în Canada cu un hocheist, asta e alt scenariu. Larisa a plecat frumos, cu fanfară, această bufonadă a fost auzită de trei cartiere. Ce să mai spun, soția a jucat un spectacol de zile mari s-a asigurat din timp ca copiii să nu fie acasă. Când ai cinci copii, nu e ușor. Cei mai mari s-au dus la prieteni, doi dintre cei mai mici au fost luați de bunica, iar mijlociul a plecat la antrenamente în alt oraș. Serghei, ca un adevărat tată de familie, muncea din greu la serviciu. Pe lângă ocupația principală, era contabil într-o mică companie, bărbatul mai lua uneori și diverse slujbe, ca orice licăr să meargă în familie și apoi Larisa a decis să-i facă soțului ei un cadou de ziua de naștere. A specificat că toți copiii vor fi aranjați, iar pe el, adică pe Serghei, îl aștepta acasă mai devreme. La urma urmei, când au fost ultima dată împreună. Entuziasmat de perspectiva unei seri plăcute, bărbatul și-a cerut voie să plece acasă mai devreme, a cumpărat flori, șampanie, atributele standard pentru o seară în doi iar acum vine, tot parfumat, deschide ușa cu cheia și observă următoarea imagine. El. Ea. Patul. Scânteie. Furtună. Nebunie. Pe Sergei nu-l așteptau aici. Șampania a zburat foarte cinematografic pe podea, împreună cu florile. Larisa nici nu s-a gândit să se repede la el, să înceapă să se ceară scuze, să-l convingă că a greșit. Din potrivă. Când soțul s-a aflat în prac, ea a tras ostentativ spre ea pe amant. Sergei stătea nemișcat, ca înfipt în pământ, fără să știe ce să spună. Ce se spune, de obicei, când găsești soția cu un alt bărbat? Îmi pare rău, dragă, că m-am întors mai devreme. Acum ies, închid ușa și intru normal. Facem că nimic nu s-a întâmplat. Ieși afară. Spuse cu greu Sergei, Iubitul Larisei s-a dovedit a nu fi un bărbat prost, a înțeles că acum ar trebui să plece în mod civilizat. La Serghei îi mâncau pumnii să-i explice că a dormi cu nevestele altora este o lipsă de bun simț. Bărbatul și-a tras pantalonii, și-a îmbrăcat rapid tricoul și a ieșit cumva din apartament. Între timp, Larisa stătea nemișcată în pat și fuma. Și ce înseamnă asta? A încercat să-și impună un ton mai dur, dar în realitate a sunat doar foarte patetic. Ușor pe obrazul Larisei s-a lățit și mai mult. La mulți ani, soțule, a aruncat ea cu dispreț. Nu credeai că am făcut toate astea pentru tine? Dragul meu, naivul Serghei, du-te dracului, ce? Sprâncenele pictate ale Larisei s-au ridicat. Ce ai auzit? Pleacă de aici. Oh, credeai că o să rămân aici. A ridicat elegant cu piciorul gheată roșie, ca în serialele proaste. Deloc. Și nu mai dat afară, iubitule. Mă duc eu de la tine. S-a pregătit și ea cu o lentoare ostentativă, arătându și în același timp formele voluptoase, probabil pentru ca Serghei să se convingă de ce a pierdut-o. Corpul ei era impecabil, mai ales pentru o femeie care a născut cinci copii. Dar bărbatul nici măcar nu s-a uitat în direcția ei. Avea chef să bea bine, dar știa de mult că alcoolul oferă doar o ușurare temporară. În cele din urmă, după ce și-a înfipt fundul voluminos în fustă, Larisa l-a sărutat pe Serghei pe obraz cu un sărut dureros și disprețuitor. La revedere! A închis ușa cu putere. Cheile ei au rămas atârnate de cârlig în hol. Iată ce nu se gândise niciodată Serghei, că va deveni personaj într-un serial de mâna a doua. Bărbații și femeile se înșală unul pe celălalt în mod regulat. Multe familii se țin doar pe asta, satisfacție pe ascuns, iar acasă o stabilitate plăcută. Doar că el, din naivitatea lui, credea că asta nu se aplică familiei lui. Ce femei ar fi capabilă să-l înșele pe omul de la care a născut cinci copii? Sergei presupunea că va urma o lungă procedură de divorț prin instanță, pentru că aveau copii minori. Larisa cu siguranță va încerca să obțină custodia copiilor și să -i interzică tatălui să-i vadă des. În astfel de cazuri, oamenii sună la avocatul lor. În cazul lui Sergei, a încercat măcar să găsească unul. Dar imaginați-vă, nu s-a întâmplat nimic. Pentru că Larisa nu s-a mai întors. Nici a doua zi, nici peste o lună, nici măcar peste un an. Sergei credea că mâine se va întoarce acasă și nu va găsi pe nimeni, soția va lua cu siguranță copiii. Dar spre surprinderea lui, la ora trei după amiază a sunat bunica pentru a clarifica dacă intenționa să vină să-și ia copiii. Apoi, trogloditii tăi îmi vor mânca creierul cu lingura, s-a plâns mama Larisei. E imposibil cu ei, îi iubesc foarte mult. Am crezut că-i va lua Larisa, a răspuns speriat Sergei. Tu ai crezut că Larisa. Ea credea că tu, iar eu să suport troglodiții voștri, și totuși le-au venit idei. Voi veni, tanti Galina, așteptați puțin. Mi-au mai rămas două ore până la sfârșitul zilei de lucru. Unde mă duc? La Larisa nu pot să ajung. După serviciu, Sergei a venit la soacra lui. În sufletul său, el credea că toate acestea sunt o greșeală și că până când va ajunge, Larisa va lua deja Arișa și Dima. Dar, după cum s-a dovedit, nici măcar nu a planificat. Tanti Galina l-a întâmpinat cu o dispoziție obișnuită, binevoitoare și posomorâtă. Ei bine, și tatăl troglodit a apărut. Bine, draci. Auzi, coborâți de pe bunica, altfel vă voi aranja. Galina Sergeevna nu s-a certat serios, ea chiar iubea nepoții ei. Și a fost una dintre puținele rude care s-a bucurat atât de al patrulea, cât și de al cinilea copil. Cu Sergei, relațiile lor au fost întotdeauna bune, așa că a decis să-i spună totul cât mai sincer. Tanti Galina, pot intra. S-a întâmplat așa că este o conversație. Ochii perspicace ai femeii în vârstă au observat o schimbare în el, așa că i-a dat din cap și a devenit imediat foarte serioasă. Marina și Dima se răsturnau prin hol, bunica le-a rugat să mai joace puțin în cameră, cât timp vorbea ceai cu tata. Ceainicul bubuia obișnuit pe aragaz, iar Serghei, pentru prima dată în ultimele 24 de ore, a respirat ușurat. Apartamentul soacrei avea propria sa magie, aici te simțeai ca acasă, în copilăria ta îndepărtată, unde totul era ușor și senin ei bine, hai, serioza, spune-mi, femeia s-a adresat cu grijă lui. Ce s-a întâmplat cu tine? Îmi văd în ochi, te-ai certat cu Lora, nu. Ei bine, nu te întrista, e o chestiune de tinerețe. Sergei a zâmbit amar, ei erau căsătoriți cu Larisa de aproape 20 de ani. Dacă asta a fost undeva tânăr, atunci a fost foarte, foarte mult timp în urmă. El a luat cu grijă o înghițitură de ceai, îngâtii s-a uscat brusc. Nu e vorba de asta, tanti Galina, și rotind lingura de ceai în mâini, a adăugat, mi-a înșelat. Cum așa? S-a speriat soacra. Ce naiba ai venit să-mi spui aici? Ai venit să-mi vorbești rău de fica mea, așa că te voi alunga de aici cu o mătură putredă. I-a început deja să se certe, dar s-a îndreptat, Sergei părea să se fi întunecat, adăugând peste 20 de ani. Nu mai văzuse niciodată așa ceva, așa că, se pare, și-a strâns caracterul. Spune. Și el a spus. La început a vrut să transmită doar în linii mari, dar apoi a decis că, dacă ars grajdul, atunci casa ar trebui să ardă. A dezvăluit, cum pe suflet, tot ce s-a întâmplat cu o zi înainte. Galina Sergeevna s-a întunecat, dar nu l-a întrerupt. Când Serghei a terminat povestea, ea s-a ridicat de la masă și a mers să spele vasele. Acesta era modul ei de a se liniști. Așa că, cel puțin, nu va sparge cu siguranță o farfurie în capul ginerelui, are încă cinci copii de hrănit. Cine ar fi crezut? Puteți să nu începeți, l-a întrerupt Sergei. Știu perfect ce veți spune. Că nu i-am acordat suficientă atenție, că eu însum am dus la asta. Din altă cauză, femeile nu înșală niciodată, întotdeauna e vina bărbaților. Nu e nevoie, tanti Galina. Înțeleg totul. Cine ar fi crezut ce ticălos am crescut? A exclamat femeia și farfuria a zburat totuși, dar nu în capul lui Serghei, ci pe masă. Iar toți creierii în solar. A ajuns atât de jos, o rușine pentru părul meu cărunt, trebuia să-i tai pofta de desfrânare de la început, ca să nu se gândească nici măcar să se uite în direcția altcuiva. Sergei s-a uitat uimit la soacră, ce răsturnare neașteptată de situație. În cap nu-i încăpea ideea că Galina Sergeevna a decis să-l susțină. Dacă te gândești bine, viața cu Larisa a slăbit atât de mult încrederea bărbatului în sine, încât el își lua vina pentru tot, Vinovat nevinovat, oricum ar trebui să fie pedepsit. Nu credeți că sunt de vină eu. Te-ai dus cu mintea după creierul ei. A hăituit femeia, iritat. Desigur că nu ești de vină. Ești un soț bun, un tată exemplar. Copiii sunt îmbrăcați și încălțați. Da, chiar și petreci timp cu ei. Soțul meu nici măcar un copil nu l-a răsfățat cu atenție. Am crezut că își va lua copiii cu ea, a recunoscut sincer Serghei. De aceea nu m-am gândit să sun. Am presupus că o va lua singură pe Marina Cudima, așa că. Nu te mai explica, a dat din mână soacra. Cum am înțeles, soția ta e o femeie pierdută. Și copiii ei, desigur, nu-i sunt necesari, dacă a decis să se plimbe după iubiți. Iată ce. Dacă ai nevoie de ajutor. Atunci eu sunt mereu gata să ajut. Scrie, sună, WhatsApp, toate astea. Voi fi întotdeauna disponibilă. Chiar și noaptea. Nu vă voi lăsa singuri. S-au despărțit foarte cald. Sergei a dat chiar curs impulsului și a îmbrățișat-o pe Galina Sergeevna. Ea, menținând iluzia caracterului, doar l-a pocnit ușor pe spate și a adăugat, trezește-te, fiule vom face față la tot. Fiul cel mijlociu se va întoarce de la antrenamente abia mâine, pe cei mici Serghei i-a dus acasă, iar cei mari trebuiau să se întoarcă de la prieteni. Familia lui constant total din două fiice mai mari, Maria și Sveta, doi fii, Anton și Dima și cea mai mică Marina. Fetele au mers mai mult pe caracterul mamei, reacția lor era cea de care Serghei se temea cel mai mult. Dar totul a decurs liniștit și calm. Când le-a spus direct că mama a plecat la altul, fetele au manifestat neașteptat înțelegere și i-au oferit o susținere foarte caldă. Maria a decis că acum toate îndatoririle feminine îi revin ei. Cu ajutorul bunicii, dar i-a învățat rapid să facă curățenie, să spele și să gătească. Ambele surori și ambii frați, pe măsura posibilităților lor, s-au implicat, au ajutat cât au putut, așa că casa nu a avut de suferit prea mult din cauza plecării la Risei. Se poate spune, din potrivă, necazurile comune i-au apropiat foarte mult pe tată și copii. Nu a existat un astfel de înțelegere între ei de câțiva ani lungi, când s-a născut fiul cel mic și Sergei și-a pierdut definitiv identitatea la locul de muncă. Probabil că viața ar fi fost mult mai ușoară dacă Larisa ar fi lucrat și ea. Teoretic ea figura ca cineva la locul de muncă, dar dacă aducea bani acasă, atunci erau niște mizerii. Când Sergei a încercat să sugereze că ar trebui să-și schimbe locul de muncă, i-a țipat la el atât de tare, încât subiectul a fost închis pentru totdeauna. Acum, trebuie să recunosc, a fost mai ușor să trăiești fără gura în plus a soției nemulțumite. Dar a existat și o ceapă de ceapă, s-a dovedit că Sergei nu avea absolut nicio idee cum să se descurce cu banii. În familia lor, finanțele erau întotdeauna coordonate de la Risa se credea că ea se pricepe mai bine la asta. Sergei nu s-a interesat niciodată de conturi și, iată, a apărut o nevoie acută de a asimila totul într-un timp scurt. Și aici fetele mai mari nu l-au lăsat, l-au învățat pe tatăl lor rămas în urmă să plătească facturile prin internet banking. Nu, Sergei avea, ca toți, o carte de salariu, dar el, după cum se spune, scoate bani din ea și îi soției. Iată o schemă simplă care exclude necesitatea de a lua în considerare astfel de procese complexe. Tată, dar cine plătește în numerar în prezent? A comentat Maria, rotunzindu-și ochii. Nu-ți vine să crezi, a ieșit din grotă. Noi îți vom arăta totul. Și au arătat, viața a devenit într-adevăr mai ușoară s-a dovedit că chiria nu era atât de mare pe cât obișnuia să spună, iar după plata tuturor nevoilor, mai rămâneau bani suficienți. În general, treptat încet încet, viața s-a aliniat, a intrat în cursul obișnuit. Este greu de spus cu i-a venit în cap această idee strălucitoare, să-l cunoască pe Sergei cu cineva, dar curând toți rudele au fost implicați în această organizație criminală. Se pare că prima care a vorbit despre asta a fost Maria, a remarcat că tatăl ei este încă în floarea vieții și că are absolut nevoie de o femeie, altfel își va crede toată viața că este de vină pentru escapada mamei lor. Chiar și bunica a susținut această inițiativă, nu este potrivit pentru un astfel de bărbat să se piardă. Deci toată lumea înțelegea că un tată a cinci copii, un contabil obișnuit, nu este tocmai visul unei femei. Pe de altă parte, fiecare femeie vrea ca un bărbat să fie responsabil și de încredere. Aceasta este tocmai despre Serghei. El nu va dori să meargă la întâlnire, a remarcat cu ușurință Sveta, când consiliul format din copii și bunici s-a adunat în bucătărie pentru a discuta în sfârșit planul și a începe să-l pună în aplicare în viață. Dar principalul lucru este să-i găsim o pasiune. Maria a observat cu reproș bunica, cea care se numește Galina. Mama lui Serghei, Marina Petrovna, a aprobat din cap, adică susține. Ei bine, nu o pasiune, s-a corectat Maria, o femeie. Principalul lucru este ca cineva să fie interesat de el, iar apoi putem decide cum să-l scoatem la întâlnire. Cum ar fi un site de întâlniri? A sugerat Anton. El era singurul reprezentant al jumătății puternice a familiei, deoarece ambii bunici nu au vrut să participe la acest lucru, iar Dima era încă mic. Apropo, un bun punct, a fost de acord sora mai mare, siteuri, aplicații. Sunt atât de multe acum. Avem fotografia ale tatălui nostru, vom completa profilul singuri. Vom scrie puțin de la numele său și treaba este făcută. Doar scrieți o descriere normală, altfel veți face din tatăl unei pălării, a adăugat bunica Marina, iar planul Capcana a început să funcționeze. S-a dovedit că într-adevăr întâlnirile online sunt foarte populare în zilele noastre. Au descărcat câteva aplicații, profilul a fost completat, așa cum se spune, de toată lumea. Cumva a trebuit să combinăm informațiile, bărbat impunător, atractiv și tata a cinci copii, singur. Unul ca și cum ar nega celălalt și asta era incredibil de enervant. Maria a insistat că informațiile despre o familie numeroasă vor respinge potențialele Mirese, iar bunicii au cerut ca această casetă să fie completată, la urma urmei, mai devreme sau mai târziu, femeia potențială a lui Serghei va afla despre existența lor și îl va părăsi cu scandal. Cui trebuie asta? Argumentul a fost recunoscut ca fiind corect și s-a decis totuși să se indice fotografia a fost selectată mai bună, de la odihnă, unde tatăl era relaxat și, se pare, chiar fericit. Bunicii au cerut să-i corecteze burtica, dar s-a decis să lase acest fapt la fel ca și cei cinci copii. În aplicație nu era posibil să scrii pur și simplu primului om care ți-a apărut în cale. Trebuie să fie avut reciproc lovituri, o schemă destul de simplă, nu complicată. La sfârșitul primei zile, în ceea ce privește reciprocele lovituri, a fost foarte trist. Despre care au informat și în sediul bunicilor. Aceștia, la rândul lor, au decis să se întâlnească și să meargă la un concert, așa că conversația nu a dat prea multă implicare. Ei bine, așteptați puțin, doar pisicile se nasc repede. Și au început să aștepte. S-a dovedit că nu este atât de fără speranță. Fetele au dat liche la toată lumea, iar după câteva zile a început totuși prima conversație. Femeia s-a dovedit a fi plăcută, incontestabilă, din punct de vedere fizic, frumoasă. A purtat o conversație relaxată și a insistat foarte mult pe o întâlnire personală. Iată, nu s-a speriat că suntem o mulțime aici. A remarcat Sveta. Da, dar vrea să se întâlnească atât de repede, și dacă totul va merge, știi tu prin ce a comentat nemulțumit Maria. Propun să o mai ținem puțin în suspans, iar apoi, poate, să le organizăm o întâlnire adevărată. A imita modul de vorbire al tatălui s-a dovedit a fi foarte ușor. În acest sens, el era cel mai tipic bărbat, simplu, direct, concret. Uneori, Maria adăuga de la sine câteva cuvinte despre fosta soție, pentru a vedea ce reacție va avea femeia. Ea răspundea într-un mod oarecum reținut, din care fetele au decis că, posibil, pur și simplu consideră că este greșit să discute despre relațiile anterioare. E o calitate bună, a aprobat bunica Galina, introducându-și mai întâi nasul în telefon. Profilul femeii i s-a părut și e acceptabil. Păi, nu pare nimic așa. Arată decent. Trebuie să nu fie o zână, ca fiica mea neîndemânatică. Și ce a găsit ea în serios caul nostru? S-a plâns bunica Marina. Așa că frumoasă, drăguță, dar a căzut pe oul nostru. Marinca, lasă-l să-ți insulte fiul. S-a indignat în schimb cum nata. El este întotdeauna al tău așa. Și un astfel de bărbat ar deveni cinci copii pe umerii săi. Acolo probabil că nu există nicio ruptură. Maria și Sveta au decis să mai comunice puțin înainte de a-și pregăti tatăl pentru aranjarea urgentă a vieții sale personale. Sergei se întoarce încă obosit acasă, ceea ce înseamnă că lumina roșie clipește agresiv, tatăl nu are timp pentru viața personală în mod catastrofal. Au aflat că această femeie, de asemenea, Maria, are o fiică adultă, puțin mai mică decât Sveta. Acesta este un bun indicator, înseamnă că iubește copiii și, posibil, va deveni o mamă vitregă bună pentru Dima și Arinka. Cei mai mari nu aveau nevoie de o figură maternă. După cum a remarcat Anton, mama le-a arătat deja cum să fie și cum nu. Cu cât au continuat să comunice, cu atât mai mult părea că această Maria este alegerea corectă. Au trecut deja șase luni de la plecarea mamei și, în ciuda faptului că nu s-au divorțat, este puțin probabil să se întoarcă înapoi. Și șase luni sunt un timp suficient pentru a te recupera puțin după o astfel de șoc. În cele din urmă, au decis să încerce să organizeze o întâlnire. Femeia, spre surprinderea lor, a insistat să se întâlnească acasă. Pentru a putea să se cunoască și cu copiii. Ce femeie încrezătoare! a remarcat Sveta. Am crezut că doar bărbații sunt așa. Ce înțelegi tu la 15 ani despre bărbați? A murit bunica Galina. Nu știi încă viața, Sveca. Femeile pot fi la fel de încrezătoare. Dacă și ia ceva în cap, îl ține până la capăt. Așa că ce facem? A întrebat nerăbdător Maria. Să o convingem să meargă la un restaurant. De ce să o convingem? A ridicat din numeri bunica Marina. Dacă vrea să vină acasă, să o lase, va fi mai distractiv. Să vadă și ea ce haos se va arunca pe umeri. Și să-și ia și fica, nu e de prisos. Un text cam așa, doar editat din greu pentru a se potrivi stilului lui Sergei, i-l-a trimis Maria. Propriu zis, mașei. Trebuia să verifice dacă invitația de a-și aduce fica o va descuraja, dar femeia s-a bucurat doar. Așadar, este timpul să începem a doua parte a operațiunii, a remarcat Sveta. Să-l pregătim pe tata pentru întâlnire așa cum el nu s-ar pregăti niciodată în viața lui. A adăugat Maria mulțumită. Au tot analizat variantele. Au decis că cel mai bine ar fi să-l pună pur și simplu în fața faptului împlinit. Întâlnirea a fost stabilită pentru seara de vineri, Serghei termina lucrul cu o oră mai devreme. Fetele aveau toată ziua la dispoziție pentru a pregăti un cina bună. Svetei s-a încredințat să calce costumul, prin experiență, au stabilit că ea este cea mai bună din casă la călcat cămăși. Cel puțin, după fierul ei în mână, ele rămân cel puțin întregi. Maria s-a ocupat de gătit, trebuia să pregătească un fel de cină romantică pentru doi. Păcat că nimeni nu s-a gândit la ce sentiment de deja vu va experimenta Sergei văzând toate astea. Au curățat apartamentul din temelii. Probabil în ultimii câțiva ani, chiar și cu mama, nu a fost atât de curat aici. Aici s-au alăturat și bunicile. După cum se știe, nimeni nu știe să facă curățenie atât de meticulos ca bunicile. Și nu contează câți ani au aceste bunici, parcă ar dobândi această abilitate odată cu titlul lor mândru au tot gândit dacă să le trimită acasă pe bunici. Au decis că totuși da, altfel, Sergei, cine știe, s-ar putea gândi că asupra lui apasă două generații de familie și va fugi pur și simplu. Dar bunicii le-au dat ordin să fie ținute la curent cu toate evenimentele. Când în ușă s-a întors cheia, fetele și Anton s-au încordat. Au simțit o ușoară emoție, totuși, au decis să pună în aplicare o aventură foarte dificilă. În timp ce tatăl se descălța, ele au ieșit să-l întâmpine în coridor. Bună, tăticuțule! A început veselă Sveta. Avem vreun eveniment special? A întrebat Sergei și și-a aruncat o privire spre sufragerie, de unde se simțea aroma de pui copt. Nu la noi, ci la tine. Ai un date astăzi? Un date? Tată, nu te supăra. Am găsit o femeie pentru tine este foarte, foarte bună și vrea foarte mult să te cunoască. Și înainte ca Sergei să înceapă să pună întrebări, copiii, după tactica lor obișnuită, l-au bombardat cu o grămadă de informații și detalii. În așa fel încât el să nu poată închide gura. A ieșit un dialog cherent în ordinea vârstelor, una a început, cealaltă a completat, a treia a rezumat. Când zgomotul s-a oprit, Sergei a oftat adânc și și-a strâns nervos tâmplele. Ce ați făcut aici, copii? Nu v-am cerut asta. Da, tu nu ceri nimic. A izbucnit imediat Maria. Și noi, între timp, ne facem griji pentru tine. Crezi că a fost ușor să organizăm tot asta în secret de tine? Da, mai încet, Maria. A intervenit sora mai mică, dar pe cea mai mare nu o putea opri nimeni. Tu mai încet. Să știe cum am muncit pentru el, egoistul ăsta umblă de șase luni ca un om mort. Tu ești în plină floare a vârstei, tată. Nu te mai îngropa. Da, noi știm deja că mama noastră este o proastă, a comentat Anton. Toate privirile s-au îndreptat spre el. Ce? Toată lumea așa crede, eu doar am rostit ce toată lumea gândește. Sergei a oftat din nou, dacă ar fi știut ce amintirii trezește vederea unei atmosfere festive, ideea unui cina romantică pentru doi, nu ar fi întreprins nimic. Pe de altă parte, copiii chiar voiau să facă ce era mai bine pentru el. Bărbatul s-a uitat în oglindă, de acolo îl privea un om obosit, chinuit. La prima vedere și-ar fi dat cel puțin 55 de ani. Ochii se afundaseră atât de mult. Cercurile negre de sub ei erau atât de pronunțate, iar ridurile erau atât de vizibile. Iar el avea doar 40 de ani. Bine, aveți dreptate, a spus brusc Serghei. Gâlceful adolescenților a încetat, toți au privit spre tată. Da, chiar ar trebui să cunosc pe cineva. Poate că din asta va ieși ceva bun. Nu degeaba am călcat costumul. A anunțat cu mândrie Sveta și toți au râs. Încă o jumătate de oră a fost nevoie pentru a-și îmbrăca tatăl s-a dovedit că nu știe să-și lege singur cravata. Părea un adult. De fapt, Maria nu-și amintea dacă tatăl ei, pe vremea ei, și-a legat vreodată cravata singur, de obicei o făcea mama. Ei bine, acum ești un adevărat frumos. Un erude roman, tată, a adăugat Anton și din nou toți l-au privit cu reproș. Hai să încheiem cu plictisia asta. Ultimele instrucțiuni, am să o întâlnim pe toți împreună, iar apoi nu vă vom deranja. O vom lua și pe fiica ei în cameră, pentru a sonda terenul, ochii Mariei străluceau de interes. Iar tu încearcă să o seducăți cât mai mult. Sergei asculta, înțelegea, dădea de din cap. Și se gândea că fiicele sale de 17 și 15 ani se pricep la treburile amoroase mult mai bine decât tatăl la cinci copii. Da, era de gândit, a sunat interfonul. Maria a alergat să deschidă. Toți s-au încordat. Serghei, fără să știa seama, și-a tras jacheta, s-a îndreptat. Sveta a zâmbit viclen, iată, imediat se vede, oșteanul. Mai repede, tată, ea urcă. Maria a deschis ușa și s-a retras, lăsându-le pe tatăl ei în față. Ce s-a întâmplat în continuare, nimeni nu ar fi putut prevedea. Liftul s-a deschis. Din el, tușind stângaci, a ieșit Larisa. În mâini ținea un tort, iar pe fața avea expresia de maximă smerenie, la care, se pare, era capabil în general. Sergei nu văzuse așa ceva în cei 20 de ani de căsnicie. El și-a strâns buzele. Bună, Sergei, s-a salutat discret Larisa, salut, copii. Cum vă merge? Dacă ea a ales linia a face pe nesimțita, era un eșec garantat. Primul care s-a prins a fost Anton cu caracterul său direct, a aruncat o privire la mamă și a reacționat, iată că s-a întors mama. Se pare că nu ne-a învățat încă la toate relele. Înainte ca ea să apuce să răspundă, a intervenit Sergei. El se părea s-a îndreptat și mai mult, dar toată figura lui spunea că nu se va arunca cu brațele deschise spre Larisa, deși, se pare, asta aștepta ea. De ce te-ai întors?" Mai bine întreabă de ce am plecat", a observat amarnic soția. Sergei, eu foarte, foarte mult vreau să-mi cer scuze. M-am înșelat atât de tare." Eu? Te-ai înșelat." Se înșală în dictează", a oftat Sergei în cap suna mai bine. Iată o proastă de formare a tatălui a cinci copii. Nu când se culcă cu alt bărbat. Da, încă și-și anunță soțul în acest fel. Ce iubitul m-a lăsat? A observat ironic cea mai mare fică. Mama a privit-o cu un ochi șocat. Tu cum vorbești cu mama? Iar tu nu ești că pentru mine, a continuat cu aroganță Maria, și nu numai pentru mine. Mamele așa nu procedează. Copii. Anton, măcar tu. Ce să fac eu? A dat din numeri băiatul. Ai dispărut timp de șase luni, iar acum te întorci acceptați-mă așa cum sunt. Dar voi? Nu înțelegeți. De îndată ce l-am văzut pe Serghei în acea aplicație, eu. Ai decis să-l înșeli, prefăcându-te că ești altcineva. A pufnit Maria. Bună ești după asta! Nimeni nu a precizat că, în principiu, ei făceau același lucru. Acum, asta era pur și simplu neimportant. Se părea că, pentru o secundă, Sergei se îndoia, iar Larisa a decis să profite de asta. Sergei, tu mă iubești! Te rog, nu mă respinge! Voi fi bună, și, ascultându-și impulsul, ea s-a aruncat la el în brațe. Chiar nu suntem divorțați! Desigur, asta a fost o mare scăpare din partea mea, a comentat foarte calm Sergei. Spunând asta, el a prins mâinile soției de pe gâtul său și a scuturat-o cu grijă. Dar în viața mea nu mai există loc pentru tine, înțelegi. Dar. Niciun dar. A trecut timpul pentru dar. Vei fi chemat în instanță când voi depune actele de divorț. Și nu vreau să aud altceva. Larisa a încercat să se apropie din nou de bărbat, dar și-a dat seama că era complet inutil. Apoi i-a oftat demonstrativ, a aruncat câteva insulte la revedere și a plecat mândră, frumoasă și nimănui nu era de folos. Ușa s-a închis în urma Larisei, iar copiii s-au uitat la tatăl lor. Se așteptau la o explozie, dar aceasta nu a urmat. În schimb, Sergei a oftat un oftat atât de greu și a spus: Ascultați, copii! Nu sunt supărat pe voi, nimeni dintre voi nu putea prevedea ce va ieși. Dar de acum înainte, voi mă ocupa singur de viața mea personală, înțelegeți. Fetele au dat din cap, iar fiul a făcut același lucru. Trebuie să spun că în acel moment, toți și-au tras sufletul. Mă temeam că vei decide să te întorci la ea, a observat Maria, rupând tăcerea. Da, toți ne temeam, i-a răspuns fratele ei. Și voi nu ați vrea asta. Nu ați vrea să vă vedeți cu mama. Sergei s-a încordat. El nu le-a întrebat niciodată despre asta. În toți acești șase luni, niciodată. Și iată, se pare, a venit momentul. Sincer, nu prea, a vorbit din nou Anton. Ei bine, noi cu fetele am discutat despre asta. Nu știu cum sunt cei mici, dar noi nu vrem. Ea te-a trădat nu numai pe tine, tată, ci pe toată familia noastră. Sergei a simțit din nou cât de prost fusese atâta timp a fugit, a ascuns sentimentele și emoțiile de la copii, deși adevărata lui susținere era chiar acolo. I-a îmbrățișat pe rând pe adolescenții, iar apoi ei l-au înconjurat pe tatăl lor într-un cerc strâns de îmbrățișări. Apropo, ești sigur că nu vrei să încerci din nou. Ieri o femeie tare mi-a dat liche la poză a adăugat veselă Maria și toți au zâmbit brusc. Viața e o chestie grea, dar uneori o încercare este doar un nou capitol, după care te așteaptă noi realizări. Este greu de judecat dacă Serghei a făcut alegerea corectă în esență, el a preluat singur responsabilitatea ca copiii săi să crească fără mamă. Pe de altă parte, au nevoie de o mamă care, pentru un alt bărbat, este gata să sacrifice tot ce-i lega, Abonați-vă la canalul nostru, puneți like-uri și scrieți comentarii, iar în față sunt multe alte povești noi.